Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la referendum! În fiecare an, pe șoselele din România, mor mai mulți oameni decât în oricare alt stat al Uniunii Europene. Chiar astăzi a avut loc încă o etapă în investigarea celui mai mediatizat accident din ultimul timp, soldat cu moartea unei fetițe și rănirea alteia, pe o trecere de pietoni din capitală. Nu cred că este nevoie așadar de multe argumente pentru a discuta despre ce trebuie făcut pentru a opri carnajul de pe șoselele noastre. Nu războiul ne omoară pe noi, că tot vorbim zilele acestea de amenințarea rusă, ci propriile comportamente. Peste numai două săptămâni intră în vigoare modificările introduse în codul rutier care sancționează în premieră comportamentul agresiv la volan. Dai flash-uri nejustificat sau hărțuiești un alt șofer conducând prea aproape de el, riști amendă sau chiar suspendarea permisului. Dar cum vor putea fi probate asemenea fapte? Dacă se vor lua în considerare doar constatările făcute de agenții rutieri, există temerea că noile reguli nu vor avea efect. Multă lume și-ar dori ca sancțiunile să poată fi date și pe baza înregistrărilor video făcute cu dispozitivele personale ale șoferilor sau pietonilor, camere de bord, telefoane mobile. Însă o inițiativă legislativă în acest sens tocmai a fost respinsă la vot în Parlament, ceea ce a realimentat controversa publică legată de noul cod rutier. Referendumul este, prin definiție, doamnelor și domnilor, o emisiune despre controverse de actualitate. Am invitat în studio specialiști cu opinii diferite, numai puțin de 6 să vi prezint. Cosmin Andreica, președintele Sindicatului Polițiștilor Europol. Bună seara, mulțumesc! Bună seara. Domnul Andreica, doamnelor și domnilor, este singurul polițist din studio. Poliția română este prezentă așadar aici printr-un sindicalist, un reprezentant al angajaților, probabil cei mai mulți agenți de teren, șefii cei mari din birouri n-au binevoit să răspundă invitației noastre, deși a fost trimisă din timp oficial, cum se cade. Conducerea poliției române a ales politica struțului să bage capul în nisip într-o țară cu atâtea victime din accidente pe asfalt. Ar fi fost un bun moment să aflăm și cum se lucrează la mult așteptatele norme metodologice care trebuie să lămurească neclaritățile nu puține legate de aplicarea noilor măsuri. Sperăm ca măcar să urmărească domnii de la direcția rutieră această dezbatere și să le fie de ajutor să nu rămână sancționarea condusului agresiv doar pe hârtie. Apoi, continuăm să vă prezint invitații. Domnul deputat Mihai Botez din partea USR, inițiatorul legii, asta e important, inițiatorul legii privind sancționarea și pe baza camerelor de bord și altor dispozitive personale. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc pentru prezență! Titi Aur, cine nu-l cunoaște, multiplu campion de raliuri, expert în conducere defensivă. Bună seara, bună seara și mulțumesc! Bună seara. Adrian Cuculis, avocat, apărătorul familiei Raisei în dosarul accidentului despre care vorbeam, provocat de un polițist vitezoman, dar ne interesează în general expertiza pe această zonă în această emisiune. Vom vorbi de altfel și în particular și despre acest tragic accident, mai târziu la telefon și cu mama Marinei, fetița rănită în accidentul produs în capitală. Bună seara, domnule Cuculis! Bună seara! Sorin Ene, pilot profesionist, campion la drift. Bună seara, mulțumesc pentru prezență. Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație. Se vorbește și de drifturi în noile reglementări. Și o să discutăm. Cătălin Codescu, președintele Asociației Victimelor Accidentelor de Circulație din România. De asemenea, bună seara, mulțumesc pentru prezență. Bună seara, mulțumesc și eu pentru invitație. Iar acum Ira Volchiscaia vă prezintă moțiunea acestui referendum și rolul dumneavoastră publicul în această ediție de referendum. Ira. Mulțumesc, Mihai. Bună seara, doamnelor și domnilor. Mă bucur să ne revedem din nou aici la referendum și întrebarea acestei ediții sună în felul următor. Ar fi bine ca polițiștii să poată aplica amenzi șoferilor indisciplinați și în baza filmărilor făcute de participanții în trafic? Așadar că vă invit să intrați pe platformele noastre online, hotnews.ro și, bineînțeles, știrele tvr.ro, unde puteți să comentați, să adresați întrebări și să relatați diverse situații cu care v-ați confruntat. Să răspundeți cu da sau nu la sondajul nostru de astăzi, pentru că este foarte important. Și, bineînțeles, că suntem prezenți și pe rețelele de socializare, paginele de Facebook, TVR1 și Referendum. De asemenea, ne puteți scrie și acolo comentarii. Și, nu în ultimul rând, invit românii de pretutindeni să voteze și să comenteze, pentru că emisiunea este difuzată și pe TVR Moldova și pe TVR Internațional. Iar eu voi monitoriza votul și voi alege cele mai interesante comentarii scrise de dumneavoastră
dumneavoastră și le voi prezenta aici pe parcursul emisiunii. Așadar, ne revedem mai târziu. Da, mulțumesc, Ira, aștept cu mare interes comentariile și votul, rezultatul votului. De asemenea, dacă vor fi comentarii din partea studenților din anul întâi la Facultatea Jurnalist și Științele Comunicării, care sunt alături de noi, studentelor, de fapt, în această seară, și dacă va fi cazul, da, nu ezitați să întrebați. Bun, cred că am terminat de spus, am vorbit cam mult. Eu o să vorbiți mai puțin acum. Nu, o să vorbiți mai puțin ca durată de intervenție. Deci până în două minute fiecare intervenție, ca să avem o paletă cât mai largă de idei. Deci până în două minute fiecare intervenție, dar multe intervenții se vor succeda și sunt convins că va fi interesant. Începem cu domnul Andreica. Haideți, vă rog, la pupitru. Spuneți-ne că ați vorbit cu colegii astăzi de pe teren. Ce zic? Îi ajută legea asta care intră în vigoare pe 26, cel puțin așa am fost anunțat, 26 februarie, sau rămâne așa o lege fără dinți? Da, în primul rând aș vrea să menționez și eu că este regretabil ca specialiștii din structurile rutiere care se află la vârful conducerii poliției române să nu vină astăzi în platou și să dea explicații cetățenilor cu privire la noile modificări, la scopul lor, până la urmă fundamentul pentru care au fost adoptate și ce mai trebuie făcut pentru a opri carnajul de pe drumurile publice, pentru că, așa cum ați spus și dumneavoastră, avem peste 2000 de victime anual, 2000 de decese pe drumurile publice. Și în continuare vinovații morali nu sunt pedepsiți și aici ne referim până la urmă la administratorii drumurilor, ne referim la guvernanți, la politicieni care n-au reușit să creeze o infrastructură în care, practic, pe care s-o poți folosi în condiții de siguranță și nu în ultimul rând ne referim la legislația precară, pentru că trecând peste faptul că avem foarte puțini polițiști rutieri în stradă, și în momentul în care au fost în situații în care au constatat aceste comportamente agresive care până, iată, zilele trecute nu erau oficializate printr-un act normativ și nu erau descrise în ce anume constau, colegii mei au avut parte de asemenea tratamente din partea unor participanți la trafic și nu au putut să le sancționeze. Dacă le constată polițiștii, le vor putea sancționa, nu? În baza sigur că legii. Da, avem descris în mod expres comportamentul agresiv, avem 7 sau 8 caracteristici ale acestui comportament. Oricare dintre acele caracteristici, știu eu, folosirea excesivă a flash-urilor, circulația foarte aproape de autovehiculul din față, alternarea benzilor de circulație în mers cu scopul de a-l stânjeni pe celălalt participant la trafic, folosirea mijloacelor sonore, pornirea de pe loc prin patinajul în gol a roților, adică avem toate acele caracteristici pe care noi le întâlnim și le-am văzut practic în trafic, acum pot să fie sancționate. Bun, este un pas spre normalitate, însă insuficient. Insuficient. Deci aș dori să fie folosite și alte dispozitive ca probe? Sigur că da, ne-am dorit în primul rând să avem parte, ca și în celelalte țări ale Uniunii Europene, de polițiști rutieri în civil, cu mașini civile, care să monitorizeze traficul, pentru că în momentul de față este foarte dificil pentru polițiștii rutieri, care sunt în uniformă cu mașini inscripționate, să constate astfel de fapte precum cel al comportamentului agresiv în trafic. Da, mulțumesc pentru moment. Domnul deputat Botez, inițiatorul unei legi despre care lumea a aflat că a căzut în Parlament de săptămâna trecută, dacă nu mă înșel, și în momentul ăla mulți s-au întrebat de ce mai discutăm, sau unii s-au întrebat, domnule, de ce mai discutăm dacă în Parlament se vede că nu se dorește, din anumite rațiuni pe care o să le discutăm aici, analizăm, nu se dorește implementarea acestei măsuri, care permite folosirea, nu, pentru sancțiune și a mijloacelor video făcute de participanții la trafic. Aș vrea să fie clar pentru toată lumea. Sunt două proiecte de lege inițiate de mine, unul în 2019, altul în 2021. Cel din 2019, într-adevăr, a fost respins săptămâna trecută în Camera Deputaților, nu se mai poate face nimic, însă anul trecut, în 2021, în noiembrie, am depus un nou proiect de lege care integrează și sugestiile guvernului, că în 2019 guvernul a dat o opinie argumentată, iar eu le-am integrat într-un nou proiect de lege. Principala diferență este că acum falsificarea probei video devine infracțiune și este pedepsită chiar și cu închisoarea. Deci ați răspuns oricum îngrijorări legate de fostul proiect. Și anume, domnule, nu putem să permitem folosirea probelor video pe motiv că s-ar putea falsifica.
Da, asta era una dintre principalele, să zicem, obiecții ale celor care au participat la discuții. Din păcate însă, să știți că dezbaterea în Parlament este foarte superficială și mă bucur foarte tare că ați inițiat această dezbatere. Mai mult de 5 minute n-a durat niciodată dezbaterea pe proiectul acesta de lege în Parlament, însă este esențial pentru că în jur de 1800 de cetățeni, doar în 2020 au murit mai puțin, 1600 cu 200 mai puțin, pentru că am fost închiși în casă, dar în rest nu s-a schimbat absolut nimic. Murim pe străzi și nu se întâmplă nimic. Noi avem o problemă la implementare. Deci, tocmai despre asta discutăm. Legea pe care, spuneți dumneavoastră, ați inițiat-o anul trecut. Da. Și care acum este în proces, în procedură parlamentară. Ar putea până la urmă să rezolve această, nu, problemă? Da. Acum legea este în Senat. Până pe 2 martie senatorii trebuie să se decidă dacă aprobă sau nu. Și practic legea pe care am propus-o eu dă posibilitatea polițiștilor să dea amenzi pe baza înregistrărilor video pe care le primesc de la participanții în trafic. Șoferi, camere de bord, pietoni, telefoane mobile, ce mai... Da, orice dispozitiv video. Eu, în proiectul de lege, am definit ce înseamnă înregistrarea video și, practic, introducând acest articol, apoi poliția, un polițist, să zicem, de la rutieră sau un polițist însărcinat cu această sarcină, care stă într-un birou, poate să verifice aceste imagini. Mulțumesc pentru moment. O să mergem, sar direct la unul dintre cei care au fost vocali împotriva introducerii acestor dispozitive, care sunt neomologate, nu? Că vorbim despre dispozitive neomologate, și anume la domnul Codescu, care este și președintele Asociației pentru victimele accidentelor de circulație din România. Și m-a surprins cumva faptul că dumneavoastră ați luat poziție împotrivă. Da, am luat poziție împotrivă pentru că ne-am obișnuit să analizăm, noi la nivelul asociației, să analizăm problema nu emoțional, ci rațional și având în vedere niște aspecte tehnice. În cazul de față vorbim de aspecte cu componentă juridică și am identificat cel puțin 4 vulnerabilități ale acestui proiect de lege sau acestor proiecte de lege. În primul rând vorbim de, apreciem noi, un conflict cu Constituția, dreptul la viață privată și viață intimă, care este drept reglementat, drept fundamental reglementat nu numai de Constituție, ci și de tratatele internaționale privind drepturile omului. Vorbim de acel element care a fost argumentat și în Parlament, de acea situație de risc cu scop vindicativ, da, de răzbunare, pentru că noi avem o problemă cu să moară și capra vecinului și hai să ne rezolvăm noi singuri problemele și putem să utilizăm, iată, am putea utiliza în mod legal niște sisteme de supraveghere, să chiar să provocăm, să forțăm o abatere în trafic și să trimitem filmarea la poliție. O a treia vulnerabilitate ar fi cea legată de posibile infracțiuni prin care indivizi certați cu legea ar supraveghea, ar deveni specialiști în supraveghea traficul, ar identifica abateri și ar putea șantaja persoanele în cauză. Și patru, faptul că aspectele de trafic comportă foarte multe aprecieri subiective care țin de specialiști. Și vă dau exemplu ca să ne înțelegem. În momentul în care ne apropiem, de exemplu, de o trecere de pietoni nesemnalizată, eu ca și conducător auto trebuie să anticipez un potențial risc, fie că sunt din zonă și știu că există o trecere de pietoni, fie să fiu informat de indicatoarele de informare cu privire la existența unei treceri de pietoni. Nu sunt informat, marcajul este slab vizibil și în câțiva metri sunt surprins de un pieton angajat în traversare. Și nu pot în câțiva metri cu 45-50 de kilometri la oră să opresc în 10-15 metri. Și atunci se prezumă că eu am traversat prin zona respectivă și nu am acordat prioritate unui pieton angajat regulamentar în traversare. Însă, în situațiile, având în vedere particularitatea din zona respectivă de trafic, eu nu sunt de vină, pentru că nu puteam aprecia acel risc. Bun, ați avut un mesaj cu mare încărcătură tehnică, să zic, juridică. Cumva ne așteptați să fiți dumneavoastră jurist? Sau... Da. Da? Bun. Haideți să vedem și domnul Cuculis, domnul avocat Cuculis, dacă e de acord și, sau nu cu aceste obiecții. Vedeți, dumneavoastră... Chestiunea asta și mai ales cu invitatul dumneavoastră care a inițiat proiectul de lege, noi ne-am mai întâlnit și am mai dezbătut. Cred că e prima dată de când ne tot întâlnim și dezbatem proiectul până când să fie respins, când sunt de acord cu el 10%. 10% pentru că s-a modificat codul rutier sau, mă rog, urmează să se modifice.
nu încurajez delațiunea, deși, în mod ciudat, asta m-ar avantaja și ne-ar avantaja pe toți avocații, că dacă s-ar da câte contravenții ar putea românii să înregistreze, asta ar însemna că am avea probabil 10.000 de procese verbale pe rolul instanțelor de judecată. Ați avea de muncă deci, la greu. Cumva, și eu pe poziție antagonică, dar în același timp pe poziție echivalentă cu colegul de mai devreme care a vorbit, cu antevorbitorul meu, nu pot să susțin proiectul ăsta de lege, pentru că, cel puțin la nivel de principii, încalcă niște chestiuni care țin pe de-o parte de legea fundamentală, care în continuare este Constituția, și pe partea cealaltă, dacă nu-ți permite nici măcar dreptul penal să te duci să înregistrezi tu așa de capul tău și după aceea să te duci la parchet și să faci plângeri, la modul că acele filmări nu sunt valabile, cu atât mai puțin dreptul contravențional ar trebui să permită așa ceva. Vreau să fac o precizare aici. De ce sunt de acord 10% cu proiectul de lege? Acest comportament agresiv, după 16 ani de condus prin București, prin România, la modul general și vreo 500.000 de kilometri pe drumurile patriei, îmi cam dau seama ce înseamnă comportamentul agresiv. Sigur că și când stai la semafor și îți pleacă unul scârțit de roți și inhalezi da, tot fumul respectiv, nu vorbesc de turarea motorului în mod nejustificat, nu vorbesc despre faptul că vine în spatele tău și îți dă flash-ul, te claxonează și eventual se mai face și înspre tine. Și vreau să vă aduceți aminte, chiar ieșirea din București, cineva a făcut o asemenea manevră și era să mă omoare un om pe trotuar. Ei bine, când vine vorba despre un comportament agresiv și vorbea domnul Andrei că mai devreme a dat cele 7 exemple care sunt clare, adică ne delimitează clar ce înseamnă comportamentul agresiv și ce nu, cred că acolo am putea să folosim un mijloc neomologat, dar atenție, nu aplicăm direct sancțiunea, ci ea trebuie sigur trecută printr-un filtru. O să dezvoltăm această idee, ce înseamnă mijloc neomologat și cum ați vedea aplicată, dar nu acum, pentru că a expirat timpul acestei prime intervenții, mulțumesc. Mergem să vedem ce spun șoferii, profesioniști, Titi Aur, Sorin Nene. Da, aș începe cu faptul că domnul deputat Mihai Botez este deputat de Vaslui și chiar din Bârlad, orașul meu natal, și se poate interpreta că cine știe ce înțelegere avem, nici într-un caz. Eu susțin un astfel de proiect, o astfel de lege, în primul rând pentru că trebuie luată orice fel de măsură să oprim nebunia de pe șosea. Avem prea mult sânge pe șosea și sunt un fan declarat al mașinilor de poliție nemarcate, al polițiștilor în civil, pentru că îmi vine de multe ori întrebarea, dar de ce afară românul când ajunge poate conduce civilizat și la noi nu? Tocmai pentru că acolo toată lumea conduce civilizat și cel care nu ar fi civilizat sau ar face greșeli are și în relief, spre deosebire de România unde este invers, că dacă vrei să mergi cu 50 la oră te claxonează camionul din spate și vrea mai repede. Pentru că afară, când te duci, în mod special în Germania sau în Austria, dar în multe țări, poate fi o mașină civilă, un polițist sau niște polițiști civili care te pot observa. Iar această metodă de a putea filma cu camere private, dacă s-ar gândi, să zicem, toată lumea înspre cum să facem să nu fie prea multă delațiune, să nu fie prea mulți care falsifică, care profită, să-i sancționăm pe cei care încearcă să profite, dar în același timp să-i speriem mai mult sau mai puțin, cu ghilimele de rigoare, pe cei care fac nebunii, și cred că o astfel de măsură nu ar face decât să-i mai restricționeze un pic pe cei care își asumă de multe ori riscuri, cum vedem și în imagini, cei care vin la tine cu bâta, cei care fac tot felul de nebunii. Deci eu sunt un fan... În condițiile astea. Ar fi cel puțin inhibați. Dacă ar fi cel puțin inhibați. Și pe urmă să se poată face într-adevăr selecția între ce merită sau ce trebuie merită, ce trebuie sancționat cu adevărat și ce nu, să facă selecția între cei care cu adevărat au făcut, au profitat și au ajuns să falsifice sau să profite și să fie aceia să fie sancționați pentru că au încercat să profite de un, să zic, de un proiect sau o inițiativă care ar putea să tempereze. Mulțumesc. Dar trebuie să ținem cont, că acest lucru se poate adresa doar la acea categorie de teribiliști. Accidentele multe și cele mai multe sunt făcute de cei care fac o greșeală din neștiință. Și acolo avem de discutat. Da. Chiar e interesantă direcția pe care ați deschis-o cu această ocazie. Mulțumesc, dar trebuie să vedem ce spune și domnul Sorin Nene. Și apoi o să mai mergem către domnul deputat să întrebăm, pentru că în inițiativa legislativă acolo e trecută și comparația cu alte țări din Uniunea Europeană, unde există astfel de procedee. Bună seara din nou!
Într-adevăr, susțin aproape tot ceea ce a declarat și ce a spus domnul Titiaur mai devreme. Prin prisma faptului și prin prisma pasiunii pe care o avem și a nivelul la care activăm, circulăm foarte mult, atât la nivel național, cât și la nivel european. Și vreau să vă spun în felul următor. Exact cum a spus și domnul Titiaur mai devreme, susțin aceste echipaje civile, și am spus în toate aparițiile mele aproape ori de câte ori am avut ocazie. Și vreau să vă dau un exemplu. Slovenia, o țară de care foarte mulți în ultima vreme nici n-am auzit sau nu prea am mai auzit foarte multe lucruri. Am fost la o etapă europeană în Italia și am trecut prin Slovenia. Nivelul de trafic, nivelul de civilizație pe care l-am văzut acolo, vreau să vă spun că nu l-am mai văzut de foarte mult timp. 90% din echipajele de poliție de acolo erau civile, erau echipaje civile. Știm foarte bine că așa este, ne-am format niște vorbe și niște principii în ultimii 20-30 de ani. Românul de frică știe sau de bâtă, ceva de genul, adică de frică până la urmă. Este mult mai ușor să aprinzi legea și până la urmă este una din variante. Doi la mână, susțin proiectul, susțin acest proiect cu tărie și să vă mai spun ceva. Spunea reprezentantul autorităților poliției puțin mai devreme și v-aș ruga să vorbiți puțin mai tare, scuzați-mă, pentru că auzim cu greu de acolo. Să știți că nu sunt autorități, sunt sindicaliști din poliție, autoritatea n-a vrut să vină. Scuzați-mă, nu e problemă, dar zic că e foarte importantă precizarea că deci autoritatea a fost invitată. Avem două minute și mi-e greu, eu vorbesc mult. Vă rog, vă las în plus. Spunea mai puțin mai devreme, dacă am auzit bine, sunt foarte puțini polițiști pe stradă. Că, cu atât mai mult că sunt foarte puțini polițiști pe cele, greu să constatele, greu și așa mai departe. Acesta este un mod de a veni în sprijinul numărului mic de polițiști. Unul la mână, doi la mână. Aceste filmări, aceste dovezi pe care le putem pune la dispoziția autorităților, până la urmă sunt probe. Sunt probe cu camere omologate, nomologate, etc. și așa mai departe. Spunea dânsul puțin mai devreme, Constituție, încălcăm cu... până la Constituție ne mor copiii pe străzi. Este un lucru crunt. Se întâmplă, adică este incredibil ce se întâmplă în ultimii 4-5 ani pe străzi. Nu mai avem grupaje de știri, avem grupaje de accidente. Bineînțeles că fiecare reprezentant de aici, că fiecare prezintă câte ceva în această seară, vede prin ochii proprii, fiecare, domnul avocat, prin ochii dânsului, din punct de vedere al aplicării legislației și așa mai departe. Președintele Asociației Victimelor Accidentelor, la fel. Fiecare are argumentele lui. Noi, din punct de vedere al, nu neapărat șoferilor, piloților profesioniști, circulăm foarte mult. Știm despre ce este vorba, știm ce înseamnă o mașină, că devine o armă letală. Eu, personal, susțin acest proiect. Mulțumesc, de-aia v-am invitat ca să vă spuneți părerea și chiar constat că aveți verbul unui avocat, avem avocați aici jurist. Păi și sunt jurist la bază, că și-am terminat dreptul, deci, dar nu prea se știe lucrul ăsta, contează mai puțin. Jumătate de platou v-am grupat parcă... M-a atras mai mult pasiunea auto și mi-a dezvoltat în partea asta. Da, mulțumesc. Cu multă plăcere. Da, până la domnul... Da, a fost o, chiar interesant să intervină domnul Andreica aici, pentru că avem și o întrebare dincolo de replica pe care vrea să o dea. De ce nu se folosesc acum camerele, mașinile acestea neinscripționate și care se poată surprinde în trafic abaterile? Păi, în primul rând, e vorba de voință și lipsește cu desăvârșire această voință din partea celor care conduc aceste structuri rutiere, pentru că noi am atras atenția de nenumărate ori că nu suntem eficienți și, de asemenea, în momentul în care apare un autoturism inscripționat pe un drum public, pe toate aplicațiile, știu eu, Waze, Google și orice altă aplicație, imediat de îndată se punctează prezența acelui polițist și, din acel moment, pe acel tronson nu se mai încalcă legea. Pe de altă parte, cred că este și o frică instituțională de a recurge la această manieră de a avea polițiști în civil pe stradă, de frica unor constatări sensibile și aici nu care de puține ori... Care ar putea fi și de favoarea polițiștilor? Adică le e frică și polițiștilor că ar putea fi obiectul unor asemenea filmări? Mă îndoiesc, până la polițiști mai avem parlamentarii care nu de puține ori s-au opus unor modificări legislative, tocmai pentru că au fost la rândul lor subiecți ai unor contravenții aplicate și avem cazuri răsunătoare în istorie. Dar aș face câteva referiri la probe. Acele aparate, până la urmă, de înregistrare audio-video, sunt prezente și astăzi la bordul autoturismelor. Ceea ce nu este nimic ilegal. Faptul că ele sunt folosite și maniera în care sunt folosite, aici sigur că depinde de conducătorul auto, dacă le folosește cu rea credință, le postează, încalcă regulamentul de protecția datelor cu caracter personal sau dacă le folosește cu bună credință, în sensul în care se sesizează autoritățile cu privire la încălcări ale prevederilor legale. Mulțumesc. Și al doilea aspect foarte important, și acum în legea contravențională, pe diferite alte acte normative și ne referim la regulile de conviețuire socială, de exemplu, sunt permise astfel de probe pentru a putea sancționa, comportamentul ce ține de tulburarea liniștii și ordinii publice sau alte asemenea fapte. Deci există deja precedent. Mulțumesc, domnul deputat Botez. Cum e la alții? De ce la alții se poate? Nu mai e problemă cu ordinea constituțională, cu aspectele acestea juridice?
În proiectul de lege pe care l-am scris, m-am inspirat și am făcut căutări să văd cum e și în alte țări. Și am văzut acest sistem pus foarte bine la, pus foarte bine la punct în Marea Britanie. Acolo există o platformă online, un site unde orice participant la trafic, orice cetățean poate să încarce printr-un formular un clip. În acel formular, pe lângă clip, dă și câteva informații de context și se reamintește succint care sunt abaterile pentru care el poate urca acolo o platformă, poate urca acolo un clip. Ei, lucrurile sunt foarte clare, imaginile ajung la un polițist care vede și controlează dacă într-adevăr acolo s-a petrecut un element, o contravenție. Deci documentează care... cele semnalate și vede care e plauzibilă. Exact. Deci nu cum am auzit mai devreme că fiecare cetățean va deveni acum un polițist. Cetățeanul nu are autoritatea să dea amendă, dar sesizează acest lucru, iar polițistul, pe baza experienței pe care o are și pe baza informațiilor pe care le vede din clip, poate să spună dacă acolo a fost o contravenție sau nu. Deci lucrul ăsta, eu zic că este în ordine. De asemenea, am întrebat mai multe, am pus întrebări către inspectoratele de poliție județene. Colegul meu Vlad Gheorghe, europarlamentar, m-a ajutat în acest sens și a trimis câteva întrebări și există însă o practică neunitară. Unele inspectorate aplică amenzi pe baza acestor sesizări, altele nu. Și asta este de fapt drama României, că aplicăm de cele mai multe ori după ureche. Deși în momentul de față, unele dintre inspectorate iau în seamă astfel de probe video. Exact. Camere de bord? Da. Deci noi în acest moment, românii, dacă au aceste imagini, pot să le trimită, pot să facă sesizare la poliție și probabil că în unele cazuri poliția se va sesiza și va trimite amendă. Deci să facă acest lucru acum. Și să știți că greșit este să le urcăm pe YouTube. Pentru că, într-adevăr, există un regulament de protecție al datelor cu caracter personal și dacă punem pe YouTube, atunci încălcăm legea. Dar dacă trimitem la poliție, atunci datele sunt protejate. Mulțumesc. Ați văzut, domnul Codescu. Deci se poate. La alții cum se poate? Ia, să vedem ce replică aveți dumneavoastră. Da, în primul rând, nu știu ce polițiști de la circulație la ora actuală în România iau în calcul aceste înregistrări pentru a aplica sancțiuni, pentru că e ilegal. Nu îi ajută legea. Răspundeți, puteți să-i răspundeți, că nu e... O să vă pun la dispoziție. Răspunsurile inspectoratelor de poliție județene sunt adrese foarte oficiale. Foarte interesant. Atâta timp cât nu-ți dă voie legea, nu știu cum poți să faci acest lucru. Dar eu vreau să spun altceva. Eu vreau să spun că noi, la nivelul asociației, fenomenul ăsta rutier doare. Siguranța rutieră doare. Pentru că, într-adevăr, sunt cei mai mulți morți în accidente de circulație raportat la 1 milion de locuitori din Europa. Dublu față de medie. Cu atât mai mult mă așteptam la dumneavoastră să priviți așa cu ochi mai înțelegători această lege. Dar, mă rog, e opinia noastră. Din punct de vedere tehnic, nu pot să trec peste niște principii, peste niște valori care țin de zona juridică. Care sunt acele principii, pentru că așa juridică. Vorbind în general, deci eu o să vă dau un proiect de lege reacție. Trebuie să respecte Constituția și legea 24/2000 privind tehnica legislativă. Spuneți dumneavoastră în calitate de jurist declarat. Cum se încalcă Constituția? Păi v-am spus, vorbim de dreptul la viață privată și intimă. Tocmai v-am spus mai devreme cu GDPR-ul. Nu este încălcat. Dacă... Nu, este dreptul am la viață privată de nu la Autoritatea GDPR. Națională pentru protecția deci nu datelor cu caracter personal. Nu GDPR, trebuie sens? Să luați în calcul jurisprudența CEDO, să vedeți ce înseamnă. Care este jurisprudența CEDO pe care o încalc? Jurisprudența CEDO? Da, spuneți-mi un exemplu în care CEDO s-a declarat împotriva unei practici pe care eu acum încerc să vă propun și care funcționează în toată lumea civilizată. O să vă trimit, îmi dați adresa de la cabinetul dumneavoastră și o să vă trimit jurisprudență CEDO să înțelegeți dumneavoastră despre ce e vorba cu acest drept la viață privată și intimă. Da? Problema este alta. Toate țările civilizate în zona de siguranță rutieră, în primul rând, au o strategie națională. Noi nu avem o strategie națională. La ora actuală, în 2022, nu avem o strategie națională. Elementul pivot în siguranța rutieră este infrastructura rutieră. La noi este dezastru și nimeni nu răspunde pentru nimic. În 2020, din 6500 de accidente grave produse pe teritoriul României, doar 3 au fost atribuite factorului drum. Da? Dar nu vreau să duce discuția într-acolo, pentru că mai avem o întreagă emisiune dacă intrăm și pe infrastructură. E clar că o cauză infrastructura. Dar noi vorbim de ce se poate face pe această zonă, pe zona constatării. Legat de creșterea capacității de supraveghere a traficului, toate sistemele polițienești din lume, din lumea civilizată, utilizează un sistem mixt, care înseamnă camere la vedere și camere ascunse, fără niciun fel de problemă, și acest sistem mixt creează acea percepție a conducătorului auto că este
este supravegheat oriunde și oricând. Vorbesc strategiile internaționale de siguranță rutieră. Prin crearea acelei percepții că sunt supravegheat oriunde și oricând, eu am rezolvat acea problemă de teribilism în trafic, de dispreț față de actul normativ, de orice. Da. Nu trebuie să transfer zona de supraveghere în zona privată ca să pot să vulnerabilizez alte drepturi, pentru că eu, statul român, nu sunt capabil prin sistemul parlamentar sau prin sistemul de dar ca prin să avem guvern acest tot... să implementez astfel de măsuri eficiente pe care toată lumea civilizată le-a implementat. Noi în momentul de față avem 606 echipamente mobile de supraveghere a traficului, acele echipamente puse pe autospeciale poliției și niciun echipament fix. Se pune problema că în acest an să achiziționăm 600 de echipamente fixe. Belgia, o țară cu 13% din teritoriul țării noastre, are 3.000 de echipamente fixe și cel puțin 1.000 de echipamente mobile. Dacă am avea și noi așa ceva, s-ar crea acea percepție că suntem supravegheați oriunde și oricând. Da, oricum accesul la camerele, la înregistrările acestea pentru cetățeanul de rând este aproape prohibitiv. Trebuie să te adresezi instanței ca să poți să vezi ce s-a filmat pe camerele astea de supraveghere. Nu? Da, nu știu cum... Da. Domnul avocat Cuculis, vreau să văd dacă după ce a mai argumentat domnul Botez, domnii șoferi aici, v-ați mai schimbat părerea, a mai crescut procentul de acord de la 10% cu această inițiativă? Mai mult de 10% și sigur că eu o să-i răspund, dacă îmi dați voie, și cu CEDO și ce se încalcă. Noi juriștii avem așa o chestiune care aproape că devine enervantă. Păi tu nu vezi că e bine să faci lucrul ăsta? Păi da, dar e bine, dar totul și în același timp încalcă niște norme, o metodologie. În primul rând, noi avem o lege care ne spune cum să facem legi. Și în momentul în care... Sunt legile diferite decât cele din Marea Britanie? Adică poate așa înțeleg, dar altfel la o judecată, v-am spus, superficială, ne ascultăm simpli acum. Dom'le, în Marea Britanie au găsit soluția, se poate. De ce la ei se poate, la noi nu? În poate primul că rând, altă lege funcționează după un alt sistem de drept și cred că aici se schimbă lucrurile. Legea bunului simț, pe care noi nu o avem în România din nefericire, nu funcționează precum legea, da, pe care o avem noi aici, care e pe baza unor reguli și unor excepții. Deci sistemele de drept sunt diferite, mentalitatea este alta. Două chestiuni de ce nu va funcționa proiectul. În primul rând, dacă vrei să faci așa ceva să funcționeze, trebuie să renunți la o chestiune pe care noi o știm de zeci de ani de zile. Respectiv, când vorbim de agenții constatatori la modul general, ei sancționează cum? Nemijlocit, nu-i așa? Păi nemijlocit nu înseamnă... Asta spune. Bun, o secundă, vă rog, o secundă. Nemijlocit... trebuie să-i dau două argumente, după care sigur că o să le ascult. Nemijlocit înseamnă că el a văzut, ok, ce făceai tu acolo? Turai la maxim motorul mașinii, îl deranjai pe participantul la trafic, îl șicanai, ok, am constatat, atunci am aplicat amenda respectivă. Numărul 2. Noi avem în, să spun, 90% dintre procesele verbale contestate, unde ești prins cu camera radar și acolo sunt niște chestiuni Dumnezeului foarte clare. Ai avut 100 de kilometri la oră în localitate. Șoferul vine și spune, păi stai puțin, că aparatul tău e decalibrat, ia să mergem cu el la metrologie. La metrologie își dă seama polițistul, aoleo, stai că am uitat nu știu ce și ai anulat și procesul verbal. Deci, aceste două chestiuni mă fac pe mine să consider în momentul de față că nu poți să modifici doar un text de lege și nu poți să vii și să spui că aplici un asemenea, eu merg pe ideea asta de delațiune, să încurajez chestiunea asta în rândul cetățenilor, în condițiile în care ce faci? Omul ți încarcă pe platformă videoclipul respectiv. Păi asta înseamnă că dacă șoferul contestă, pentru că e un drept constituțional, apropo de Constituție, tu trebuie să vii cu telefonul de acasă, hai să-i facem metrologia telefonului, hai să vedem dacă nu cumva... Nu suntem deci, la un proces, dar aici v-aș contrazice. Da, v-aș contrazice. Eu, deși n-am studii de drept, dar sunt mai mare adept al... A ceea ce se numește spirit civic decât delațiune, cum spuneți dumneavoastră. Deci unii îl văd ca delațiune, alții ca spirit civic. Eu am văzut că am circulat cu toții prin vest, poate ne spun și domnii șoferi aici, și cred că și dumneavoastră, domnul Cuculis, ați fost, ați umblat, ați văzut cât de repede vine poliția, care altfel e inexistentă pe străzi, la semnalele unui, cetățean care a constatat o neregulă, o contravenție, a sunat și a apărut poliția acolo. Dar n-a pus la dispoziție filmarea.
a sunat, că și la noi se întâmplă la fel. Că și filmare, păi e mai puțin dacă suni și te ia în considerare poliția, e mai puțin decât dacă tu dai o declarație, trimiți clipul și ți-asumi să mergi la proces. În asta Anglia e mult așa mai se întâmplă, într-adevăr, te duci la pușcărie pe declarația omului, vă confirm lucrul acesta. Dacă cineva sună și spune, uite, mi-a tras o palmă, mi-a zis ce, te bagă la pușcărie până lămurești ulterior. De asta spun, haideți să schimbăm puțin mentalitatea când vine vorba de sistemele de drept. Și asta v-am spus, că poți să devii enervant când ești jurist, pentru că ai niște principii de care te legi. Deci, eu vă spun cu siguranță că în momentul în care, ok, încarcă 10, 15, 100 de oameni pe platformă în videoclipul respectiv, după care se vor trezi în instanță, chemați cu telefonul să îi se facă expertiza telefonului. Deci, avem de rezolvat niște chestiuni de substanță și sigur că în momentul în care o să revizuim Constituția, putem să ne gândim să modificăm și aspectele acestea. Domnule Rădulescu, nu este absolut niciun argument în ceea ce am auzit aici. Sunt numai povești. Altceva, efectiv, n-are nicio logică. Adică, nu cred că nicio țară nu s-a civilizat cu vorba bună. Adică nu cred că nemții au devenit nemți cu vorba bună. S-au gândit ei, hai să fim... Nu. Au avut legi aplicate. Au avut polițiști în stradă care au aplicat legea. În Anglia la fel. Nu a stat nimeni și să polițiști înțeleagă de vorba bună. A fost aplicată legea. La fel și la noi, trebuie să avem sancțiune și eu, haideți în principiu... să mai ascultăm chiar șoferii, okay. Vă rog eu, ca să mai ascultăm și pe ei, că sunt oameni care au condus mult în trafic și acum nu știu dacă e ce e mai important, dar cred că din punctul meu de vedere ca moderator e foarte important să auzim și vocea oamenilor care au condus, știu exact cu ce să mănâncă. Șoferia. În primul rând, vreau să corectez ceva. S-a făcut o afirmație aici, că România nu are o strategie pentru siguranță rutieră. Ba da, are, tocmai s-a aprobat acum o lună, în fine, în luna ianuarie, o strategie și este chiar foarte bună. Ministerul Transporturilor împreună cu Ministerul de Interne și nu numai au făcut o strategie. Este valabilă din 2022 până în 2030. Mai mult prin PNRR, România și-a asumat ca să scadă numărul de morți cu 25% până în 2026. În acest sens se iau niște măsuri. Atât Ministerul Transporturilor cât și Ministerul de Interne se implică foarte mult și fac niște pași. Dar în același timp am simțit... Nu văd Ministerul de Interne aici reprezentat, mă, că... Ba da, în comisia interministerială se implică foarte puțin, acolo, pentru spus. Că, domnul Titiaur, vorbim, că mai avem timp oricum și partea a doua, dar acum avem la telefon pe mama Marinei și aș fi vrut să atingem și acest episod, pentru că este un exemplu de comportament în trafic, chiar din partea unui polițist, care a dus, știm cu toții, la o tragedie. Okay. Un copil care a murit, un altul care a ajuns în spital și îi spun bună seara doamnei, da, vorbim cu mama Marinei, fetița care înțeleg acum, bună seara, este bine? Este bine fetița dumneavoastră? Marina este bine, da, se reface. E acasă? Este acasă, da. Da. Nu a stat decât 4 zile în spital, după care a fost dat acasă, în gips. Refacerea psihică cred că e mai dificilă decât cea fizică, după ce am văzut. Bineînțeles. La psihic lucrăm și vom lucra foarte mult timp de acum încolo. Că nu... Ce spune? Vă dați seama. Spune tot timpul că este foarte dor de prietena ei. Nu, ele erau nedespărțite, tot timpul erau, dacă nu erau împreună, vorbeau la telefon tot timpul. Mi-a și spus că, mami, mi-e frică să mai ies pe stradă să trec pe la trecerea de pieton, că de acum încolo să mergeți voi cu mine tot timpul. Exact deci despre asta. Nostru... Doamne, da, exact de asta facem emisiunile acestea, pentru că și noi avem copii și chiar ne-am săturat să fim părtași la asemenea situații. Și suntem noi mânioși de multe ori, dar aminte dumneavoastră. De altfel, vă întreb, ce sentimente încercați acum? Nu știu, către cine vă întreptați furia? Furie este mult spus. Sunt mai mult dezamăgiri. Sunt dezamăgită de poliția română. Sunt dezamăgită de primăria sectorului 1, pentru că noi aici locuim. Trecerile de pietoni, în primul rând, trebuie marcate, trebuie semnalizate mult mai bine, trebuie puse acele limitatoare de viteză în proximitatea fiecărei treceri de pietoni și de o parte și de cealaltă. Poate așa
vor reduce viteza, pentru că sunt, nu vă spun, zilnic văd accidente și nu se învață minte. Credeți că o asemenea măsură despre care discutăm noi aici, da, faptul că și polițiștii ar trebui să aibă posibilitatea să sancționeze și pe baza... S-a întrerupt legătura? Nu cred. Să refacem legătura, pentru că tocmai vreau să văd și părerea mamei Marinei despre ceea ce discutăm aici. Dacă e să comentez foarte pe scurt acest accident, departe de a face o analiză din punct de vedere juridic, dar eu cred din punct de vedere conducere defensivă că este vorba de o distragere profundă. Atenție. Și ca să înțeleagă toată lumea ce înseamnă din punctul meu de vedere al nostru, din conducerea defensivă, distragere. Distragere poate fi când ești atent la casetofon, distragere poate fi o discuție aprinsă în mașină, distragere poate fi telefonul mobil, mai nou suntem obișnuiți să dăm și mail-uri, să citim și mesaje, înainte cel puțin doar vorbeam, dar o distragere poate fi și un gând foarte puternic când te gândești la ceva atât de puternic când ești absent. Asta ar fi opinia noastră la momentul ăsta, dar o să aflăm și opinia domnului avocat Cuculis, care a fost la toate audierile acestea implicat în partea a doua emisiunii. Avem de discutat în continuare. Acum, la final, foarte pe scurt, Ira, sunt tare curios, cum votează oamenii care ne urmăresc? Rezultatul votului la întrebarea noastră de astăzi: ar fi bine ca polițiștii să poată amenda pe șoferii indisciplinați și în baza filmărilor făcute de participanții la trafic? 89% consideră că ar trebui aplicate amenzi pe baza filmărilor făcute de alți participanți la trafic, 10% consideră că nu ar trebui aplicate amenzi pe baza filmărilor și 1% nu sunt interesați de acest subiect. Cele mai importante comentarii le citim după pauză. Mulțumesc, da, Ira. Mulțumesc dumneavoastră. Ne revedem în câteva minute și cu reluăm și legătura cu mama Marinei. Mulțumesc.